Ce sunt fotodermatozele? Fotodermatozele reprezintă ansamblul afecțiunilor dermatologice în producerea cărora intervin radiațiile luminoase naturale, soarele sau artificiale, adică saloanele de bronzat, în principal. Fotodermatozele presupun în general o reacție alergică? Da, ele sunt așa zisele, majoritatea le cunosc prin subdenumirea de alergii la soare, datorită pruritului care le însoțește. Cum se clasifică fotodermatozele? Sub influența radiațiilor solare, la nivel cutanat apar trei tipuri de reacții cutanate. Reacții la nivelul pielii normale, ca răspuns la o cantitate prea mare de radiații, ce pot fi acute, arsura solară sau cronice, fotoîmbătrânirea cutanată prematură, cancerele diverse, elastoza solară. Reacții la nivelul pielii sensibile, afectate la doze de radiații solare care nu determină neplăceri la individul normal, urticarea solară și erupția polimorfă la lumină, așa numitele alergii la soare și care sunt cele mai frecvente. Și agravarea unor dermatoze preexistente prin expunerea la soare, cum este lupusul eritematos, lichen, dermatoza seboreică sau accentuarea erupțiilor de herpes simplex prin scăderea apărării imunitare. Care sunt semnele specifice ale fotodermatozei care ajută la diagnosticarea acestora? În fiecare an, odată cu înregistrarea temperaturilor ridicate, tot mai mulți pacienți se plâng de apariția unor erupții cutanate, așa zisele alergii la soare sau erupțiile polimorfe la lumină, care se manifestă prin roșață, eritem, pete mici roșii, plane sau reliefate, mici coșuri sau bășicuțe însoțite de o senzație de intensă de mâncărime, arsură, furnicături. Sunt singurele semne după care poate fi diagnosticată? Sunt singurele semne și locul pe care ele apar, adică apar pe zonele expuse la soare, frecvent, decolteu, brațe, picioare la nivelul gambelor și chiar față. Cum se tratează fotodermatozele? În primul rând, primul mijloc de tratament ar fi cel de a le preveni. E mai ușor să previi decât să tratezi. Apoi se folosesc loțiuni sau creme antipruriginoase, comprese umede, se pot folosi loțiuni reparatoare după plajă și în cazul în care pruritul este destul de intens, se iau antihistaminice oral, comprimate, creme cu corticosteroizi, cu cortizon. Se mai pot folosi antioxidanți cu rol protector, cum este beta-carotenul, cu o săptămână, două înainte de plecarea în vacanță și pe perioada vacanței, sau antimalaricele, cum este hidroxiclorochina, dar prescrisă de un medic dermatolog. Cam la cât timp după expunerea la soare pot să apară fotodermatozele? În general, ele apar la 1-4 zile după expunerea la soare, la temperaturi ridicate, în perioadele de maximă însorire, cei care se expun între orele 11 și 16, însă pot să apară la persoane sensibile chiar și la primele expuneri la soare. Orice fel de expunere la soare este prilej de declanșarea unor fotodermatoze sau e nevoie de o expunere prelungită la ore la care în general medicii ne recomandă să evităm expunere la soare?
orice fel de expunere la soare poate cauza fotodermatoze, mai ales dacă pacientul se expune brusc și nu este pregătit prin așa numita fototerapie, adică ceea ce înseamnă expunere progresivă la soare, expunere constantă pe perioade scurte, pe durată de câteva săptămâni, și dacă are o piele sensibilă, atunci poate să ducă la declanșarea unor reacții cutanate alergice, însă expunerea la temperaturi ridicate poate să ducă de asemenea la apariția acestora. Soarele din timpul iernii poate declanșa fotodermatoze? Da, chiar și soarele din timpul iernii poate să declanșeze fotodermatoze. Se impune cumva vreo dietă în tratamentul fotodermatozelor? Nu, nu există nicio dietă în tratamentul sau în prevenirea fotodermatozelor. Cum sunt afectați copiii? Copiii sunt afectați în general în același mod ca și adulții. Este bine ca copiii sub vârsta de un an să nu fie expuși la soare și în general să se folosească creme cu factor de protecție ridicat, cu un factor de protecție 50, și să fie expuși în primele ore ale dimineții. Cum se poate proteja o persoană de fotodermatoze? Cum poate să prevină declanșarea acestor afecțiuni? În primul rând există fotoprotecția mecanică, folosirea de parasolare, umbrele solare, ochelari de soare, pălării cu boruri mari sau protejarea pielii printr-o vestimentație din fibre naturale. Apoi protecția chimică prin folosirea de creme cu ecran fotoprotector. Cei cu piele deschisă la culoare, fototipul 1 și 2, deci folosesc de obicei creme cu factor de protecție între 30 și 50, iar cei cu piele mai închisă la culoare pot să folosească creme cu factor de protecție între 10 și 30. Utilizarea unui produs fotoprotector nu trebuie să conducă la o expunere prelungită, deoarece nici o cremă ecran nu oferă o protecție de 100%. Ea trebuie aplicată cu jumătate de oră, o oră înaintea expunerii la soare, reaplicată la fiecare 2 ore și chiar după ce se iese din apă, contrar teoriei că cremele sunt rezistente la apă. Există anumite substanțe chimice care, aplicate pe piele, pot să ducă la o declanșare mai rapidă sau mai ușoară a fotodermatozei? Da, există afecțiuni dermatologice manifestate prin fenomene inflamatorii cutanate apărute ca urmare a expunerii combinate la soare și la anumite substanțe chimice exogene fotosensibilizante. Agenții fotosensibilizanți pot intra în combinația, în compoziția diverselor preparate cosmetice, parfumuri, medicamente, produse industriale sau pot ajunge prin ingestie sau injectare în mediul intern. Dintre agenții fotosensibilizanți, aici menționăm medicamentele, unele antibiotice, ciclinele, fluoroquinolonele, unele antiinflamatoare, sulfamidele, fenotiazinele, antidepresivele triciclice, unele anticoncepționale orale și mai sunt dintre acestea. Fotosensibilizante sunt și unele substanțe active din țelină, morcov, pătrunjel, sfeclă, citrice. La fel, uleiurile din componența unor parfumuri, uleiul de lavandă sau de bergamotă, pe lângă reacțiile cutanate cauzate de expunerea la soare, acestea pot provoca pigmentări persistente.